Salut! M-am hotărât să încep o serie de clipuri numită Digitația la clape, în care să facem împreună game, arpegii, exerciții, dar și returnele de muzică populară, pentru că au apărut clipuri foarte bune pe YouTube și avem de unde să ne inspirăm. Și pentru clipul de azi m-am gândit la un exercițiu simplu cu toate cele 5 degete, pe care l-am găsit în metoda de acordeon de Mișu Iancu și Petre Romea, dar și pe pagina de YouTube a lui Vitalie Vataman, unde sunt niște lecții foarte bune. Chiar am văzut la secția de comentarii acolo câteva sfaturi bune, unul care spune că trebuie să facem exercițiul fără să ridicăm degetele de pe clape, altul care spune că e valabil în toate tonalitățile, ceea ce vom și încerca să facem în acest clip, să-l facem cât mai corect și în cât mai multe tonalități. Haideți să vedem exercițiul. În primul rând, numerotarea degetelor o vom face astfel. Degetul mare este 1, arătătorul 2 și tot așa până la degetul mic, care este numărul 5, valabil și la mâna dreaptă și la mâna stângă. Iar în general vom merge pe clapele albe cu toate cele 5 degete, iar pe clapele negre de obicei doar cu degetele 2, 3 și 4. Facem deci exercițiul încercând să ridicăm cât mai puțin degetele de pe clape și să punem accentul acolo unde trebuie. Mă veți întreba ce este acel accent, este o trupă care era populară pe vremea când eram eu în liceu. Glumesc, accentul se obține printr-o ușoară zvâcnire a burdufului, dar cum noi cântăm pe clapă aranjor, vom face o ușoară zvâcnire din degete, deci vom apăsa puțin mai tare pe clapele pe care vrem să le accentuăm. Eu fac aici exercițiul la un tempo de 70 cu optimi, adică dacă vă uitați în poza de mai jos, sunt 8 note în fiecare bară muzicală, deci 2 note pe fiecare timp. Plănuiesc ca într-un viitor videoclip să vorbesc mai mult despre lungimea notelor muzicale, măsură și alte detalii care pot ajuta la cititul partiturilor. Și aici este tot tempo de 70, dar este făcut cu 16-imi, adică cu câte 4 note pe timp. Chiar dacă ne concentrăm pe mâna dreaptă în acest clip, exercițiul poate fi aplicat și la mâna stângă, unde eu îl fac la o viteză mai mică, pentru că nu am aceeași dexteritate în mâna stângă. Iar dacă sunteți chiar la început de drum și nu vă descurcați, puteți să apăsați o singură clapă cu stânga. Un singur deget, schimbând apoi degetul când sunteți pregătiți. Și după un timp, când vă obișnuiți, puteți să faceți exercițiul și cu mâna stângă. Lucru foarte folositor dacă vă hotărâți să învățați acompaniamentul manual, unde se urmărește linia basului, de obicei prin apăsări scurte și rapide pe clape cu mâna stângă. Acum haideți să trecem și la partea care privește sfatul domnului Oleg Antoci, care este unul dintre acordeoniștii mei preferați și este o bucurie să aplic sfaturile dânsului, care spune să încercăm acest exercițiu în toate tonalitățile, tonalitatea fiind indicată de prima notă din gamă și de combinația de tonuri și semitonuri care alcătuiesc acea gamă. De exemplu, dacă noi eram în Do, prima dată când am făcut acest exercițiu, eram în Do major, pentru că combinația de tonuri și semitonuri era de ton, ton, semiton și ton. Primele 5 note ale gamei Do major. Semitonul este distanța între două clape imediat alăturate, cum ar fi aici sau aici. Sau aici. Da? De ce și aici? Pentru că nu avem clapă neagră între. Este un semiton. Iar tonul este dublu. Da? Avem semiton de aici aici, semiton de aici aici. Deci între două clape care au o clapă între este ton întreg. Acum asta este formula. Da? Ton, ton, semiton și ton. Dacă vrem să aplicăm exercițiul în alte tonalități decât Do major, de exemplu în Re major, vom porni de pe Re și vom aplica aceeași formulă.
Ton. Ton. Semiton. Ton. Exercițiul va suna astfel, așa. Mai departe în mi, ton, ton, semiton, ton. Sper că ați înțeles ideea și că puteți să formați singur de acum încolo restul tonalităților majore, da? Fa. Acum, importanța în a face acest exercițiu în alte tonalități este că ne provoacă să mergem cu degetele pe diferite clape negre și să formăm diferite intervale, da? Cum ar fi și aici în fa. Este puțin mai greu să îl facem în toate tonalitățile comparat cu do major. Dacă este să pornim de pe o clapă neagră, haideți să încercăm do diezul. Vom face la fel, ton, ton, semiton, ton. Și aici, conform digitației gamei, ar trebui să plecăm cu degetul 2 și să facem așa. Dar putem să facem și așa. La fel pe tot restul clapelor negre. Să discutăm puțin și despre tonalitățile minore. Vom lua ca exemplu gama la minor, care este relativa gamei do major. Relativa minoră a unei game majore conține exact aceleași note sau aceleași clape. Dacă în do major avem doar clape albe, la fel va fi și în la minor. Se schimbă doar combinația de tonuri și semitonuri. Pentru gamă minoră vom avea următoare formulă. Ton, semiton, între treptele 2-3, ton, 3-4 și ton, 4-5. Pe această formulă, ton, semiton, ton, ton, putem să facem acest exercițiu în toate tonalitățile minore. Ca să iau un exemplu, do, avem ton, semiton, între treptele 2-3, continuăm cu tonuri. Ton și ton. Observăm că diferența în ce privește exercițiul nostru, de la major la minor, în primele 5 note, se schimbă un singur lucru. Treapta a treia coboară cu un semiton. Deci dacă vrem să aflăm repede diferența între do major și do minor, nu modificăm altceva decât treapta a treia. O coborăm cu un semiton. Acesta este do minor. Re minor. Mi minor. Fa minor. Sol minor. La minor, bineînțeles, cu toate clapele albe. Și si minor. La fel, dacă vrem să pornim într-o tonalitate care are ca primă notă o clapă neagră, vom face la fel. Să luăm exemplu, acest fa diez, da? Vom avea ton, semiton, ton și ton. La fel, putem să urmărim sau degetația gamei și vom face exercițiul astfel. Sau pur și simplu urmărim degetele 1, 2, 3, 4, 5. Ambele variante sunt bune pentru a ajuta digitația. Pentru clipul următor mi-am propus să discut despre lungimea celor mai întâlnite note muzicale,
Cât durează o măsură muzicală? Ce reprezintă fracția din dreptul cheii sol de pe partiturile muzicale sau ce reprezintă simbolul de pătrime din dreptul tempo-ului de pe display-ul clapei? Toate lucruri care mi s-au părut foarte interesante și care sper să vă ajute și pe voi să înțelegeți mai bine partiturile și muzica în general. Până atunci însă vă doresc spor la studiu și ne vedem data viitoare.